Fraților, nu e bine. Am muncit în fața casei și este foarte, foarte ciudat pentru că, uitați-vă și voi, efectiv, scrie sal pe semn și e efectiv un gest pe care scrie sal, adică, poate iar au revenit oamenii mascați și mă pun să fac chestii. Oh my god, apăsați repede pe butonul ăla de like că o să mergem să ne uităm ce este în chest, ia să vedem. O să intrăm, am un chest aici care, ok, are TNT-uri, dar are sens, ok. Și, ia, mamă, mă apropii de chest, sper să nu fie o trapă sau ceva. Ia să vedem, stați așa un pic, opa, ok, 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 și, te rog, mă, ce? What? Ok, și bineînțeles că este o carte, adică, ia să vedem. Salut, Jakey, știu că îți place să stai cu cetățenii orașului nostru, așa că ți-am pregătit un premiu în chest de la primărie și poți face un concurs cu ce vrei tu. Mai, eu nu cred așa ceva, eu nu cred. Ia adun pe toți și cine câștigă ia premiul cel mare, semnat I Silent, cred. What? Mamă, fraților, vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Apa, cred că e timpul, adică a zis un concurs și nu mai zis exact ce și mi-a dat 250 de diamante. Ok, ok, și premiul cel mare. Ideea e următoarea. Trebuie să facem o adunare generală la masa din oraș. Să vedem ce se... Ia uite, Ștefan, deja. Mă, ce? Tu cum ai venit deja? Păi eram acolo, gen. Ok, Crisnel a venit. Mă, tu cumva erai în casa mea, Crisnel, de unde ai venit? Că ai venit pe direcția și casa ta nu e acolo. Mă rog, în fine, ai luat loc, deci... Vreau să vă zic exact următorul lucru. Sunt aici și stau și pe masă pentru voi și vă zic în felul următor. M-am decis să fac un concurs. Ați auzit bine? Un concurs în care la... Deci primul este în valoare de 250 de diamante. Ce ziceți de asta? Ok. Ok, ok. Și pe lângă chestia asta... Deci pe lângă chestia asta... trebuie să ne gândim în felul următor. Eu m-am gândit la un concurs de construit. Ce ziceți? E o idee bună sau nu? Da. Da. Ok. Și problema e că, cred că, gen, voi sunteți toți, nu mai nimeni sau ceva, cred că voi sunteți toți. Da. Ok, da. Deci, ideea ar fi în felul următor, să fie concurs 2 versus 2, pentru că e simplu, gen, sunteți 4 și nu are sens să fiu 1 versus 1 versus 1, că e prea mult haos. Gen, 2-2, dar problema e următoarea, m-am gândit eu cu căpșorul ăsta al meu, drăgăleaș, că eu... Adică... Ok, tu nu mai participi, dacă câștigi nu câștigi nimic. Nu, dacă câștigi nu o să dau nimic ție. Ok, deci m-am gândit în felul următor. Eu teoretic o să fiu arbitru, dar o să pot să vă și ajut. Dar ideea următoarea, odată arbitru, odată la un minut o să pot să ajut oricare echipă. Și chestia e următoarea, că acea echipă poate să decidă, o să facem, o să tragem la sorți un capitan și capitanul o să-și aleagă câte un, na, câte un partener care să joace, ok? Problema e următoarea. Echipa aceea poate decide dacă eu să vă ajut pe voi, adică pot pur și simplu, nu știu, să-mi spuneți să fac ceva și vă ajut pentru un minut, la fel. Sau puteți să-mi spuneți, să-mi dați o provocare, să le stric sau să le fac ceva nașpa în baza celorlalți, dar bineînțeles că nu pot să le stric tot. Perfect, eu zic că au venit și la mine aici, deci avem un stick pentru membru și un stick pentru capitan. Ideea e următoarea, că nu știu exact cum să fac. Deci, unde e Crisnel? Unde a rămas, mă, bebeul ăla? Pe masă cu barca. Doamne, ce facem ăla? Mă, ce faci și bebelușule? Tu chiar nu o să mai participi dacă mai trolezi mult. Coboară de pe barcă. Bă, dar mă, dar cu bărcuță. Așa, deci stați toți pe masă, stați toți pe masă, ok? Deci stați, dar toți în același loc. Gen, vreau să stați pe, da, stați aici pe chestia asta, pe ghiveciul ăsta. Pe el, stați toți patru pe ghiveci. Așa, perfect. Și o să arunc un băț cu, deci o să fie patru bețe, da? Pe unul scrie capitan, pe unul scrie membru și o să fie două de fiecare, da? Hai, o să arunc bățul de capitan. Ia, cine l-a luat primul? Ia să vedem. Fără împins, fără împins. Cine l-a luat? Se iasă în față cine l-a luat. Am luat. Ok, deci Crisnel este unul. Vino aici, Crisnel, pune-te acolo. Acum o să arunc un băț de... tot de capitan, hai. Cine-l ia? Opa. O, cine l-a luat? Cine l-a luat? Ștefan, ok. Și acum am între voi doi, ok? Deci fiți atenți. O să facem un mic concurs. Și ia să facem felul următor. Deci, o să... De fapt, știu ce facem. Nu, 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 facem felul următor. O să-mi ascund un diamant în una din mâini, da? Deci o să am câte un diamant în ambele mâini. Dar eu o să mă gândesc, bineînțeles, voi nu o să știți, în ce mână o să fie ăla realul și care o să ghicească, ăla o să aleagă primul, ok? Stați așa puțin să le amestec. Ok, fraților, eu sincer zic ca diamantul din mâna dreaptă să fie la corect. Ok, hai să vedem. Hai, nu știu, puteți să spuneți, gen, care diamant credeți că e corect? Dreapta. Și tu zici? Stânga, ok, stânga. Bă, da, diamantul corect era dreapta. Deci, Crisnel, poți să alegi primul. Pe cine alegi? Ei. Pe omul orice. Ok, și perfect, tu o să... Perfect, așa aveam eu și pe Andrei. Și tu o să rămâi cu Alexandre. Ok, perfect. Deci... Păi asta aveam oricum. Nice. Ce avantaj ai? Ce avantaj ai tu? Păi, n-ai zis că ne ajuți și gen... Păi nu, mă, tu n-ai înțeles. Am, ambele echipe. Odată la un minut, fiecare echipă o să ajut.
Acum ideea e următoarea. În aproximativ un minut să așteptați toți la Waystone acolo și când o să vedeți un Waystone care o să fie global, puteți să mergeți. O să vă aștept direct acolo, ok? Ok. Hai, eu pot să mă duc direct acolo, deja pentru că eu am făcut platforma, platforma este gata. Dar problema e următoarea, eu o să trebuiască să-mi las toate chestiile într-un chest, deoarece trebuie să construim și când construim putem să ne pierdem itemele, n-are niciun sens. O să-mi las în chestul ăsta toate itemele, mi le pun direct aici pe toate efectiv și mergem la locul. Deja am plasat, deja făcut, ia să ne concurs, haha, aici e locul și ia uitați aici, efectiv este concursul. Ia să vedem că am făcut acest Waystone global, ia uite, deja a venit, mamă, au venit toți, ia uite. Haide, haide, adunarea că începe concursul. Ok, deci proba asta în felul următor. O să fie câte 3 probe. Fiecare o să fie dureze, nu știu, undeva pe la 5 minute și o să fie în felul următor. Prima probă o să fie o casă securizată, ok? Prima probă o casă securizată, gen pur securizat. Deci, o să salut. O să vă dau dacă e un minut la dispoziție până puteți să vă gândiți ce să faceți, să vorbiți între voi și o să mă anunțați tot special. Deci când o să văd 4 de gata, o să dăm bătaie, ok? Și o să fie, o să înceapă 5 minute, ok? Hai, vă aștept sus acolo și vă aștept să-mi spuneți gata. Chiar sunt curios cine să câștige aceste diamante. Bineînțeles că voturile o stea în mâinile voastre, fraților. Ok, toată lumea este gata. Putem să începem și o să dau startul acum, gata. Ia, chiar sunt curios să vedem cum o să iau. Băi, ce fac ăștia? Au pierdut startul. Băi, începeți, mă. Ați pierdut startul, să știți. Ați pierdut startul. Doamne. Dar nici nu le-am luat blocurile. Păi eu v-am zis, ați avut 5 minute la dispoziție să faceți. Sunteți nebuni la cap? Doamne. Ok, până acum văd că deja au pierdut în parsă. Mamă, ia uite-i pe ăștia. Doamne, fraților, ăștia deja fac casa, uitați-vă la ei. Ok, până acum văd că gen ei vor să-și facă o casă de diamant. Dar le-am zis o casă securizată, adică dacă își pun reinforced, nu știu dacă îi ajută. Până acum, părea mea că mamă, dar au făcut laserele albe. Și portița asta. Mamă, ați făcut laserele albe, cum ați reușit să faceți asta? What? Nu știu, așa erau, lol. Mamă, ce tare. Ok, ok, până acum pare că ei sunt puțin în avans. Nu știu ce să zic, cred că este timpul, fraților. Este timpul și cred că gen trebuie să facem felul următor. Eu o să iau câte un bloc din fiecare dăsta și o să le arunc pe amândouă și în care, pe care le-au prima dată, pur și simplu echipa aia o să o ajut. Deci ia să vedem. Și m-am aruncat, bum. Primul a fost albastru. Deci echipa albastră putem să-i ajutăm. Ia să vedem. Ok, deci vreți să vă ajut sau să, să dați o provocare pentru echipa adversă? Ce ziceți? Să ne ajuți acum. Ok, ideea e că o să vă ajut aproximativ 30 de secunde. Așa că cu ce pot să vă ajut? Umple tavanul. Ok, să umplu tavanul, ok. Ok, deci vor să umplu tavanul. Nice, nice. Deci o să-i ajut cu tavanul. Wow, din păcate au trecut 30 de secunde fix când să umplu tavanul. Deci trebuie să le zic, din păcate au trecut 30 de secunde fix înainte să umplu tavanul, așa că trebuie să vi-l completa singur, ok? Așa, și o să mai avem bine 30 de secunde până o să ajutăm și echipa adversă. Mamă, ăștia, oh my god, vezi că ăștia chiar deja se descurcă bine. Adică părerea mea, cred că puteți să spuneți și voi în comentarii că până acum cred că echipa asta are avansul. Deci echipa roșie are avansul până acum. Mie așa mi se pare. Adică pare că, nu știu, gen, ei vor să facă ceva mare și au trecut încă 30 secunde. Putem să-i ajutăm pe ei, ia să vedem. Ok, e timpul. Vreți să vă ajut sau să îi încurc pe ei? Ce spuneți? Poftim? Vreți să vă ajut sau să îi încurc pe ei? Încurcă-i. Deci vrei să-i încurc și cu ce să-i încurc exact? Nu știu, sparge niște chestii. Ok, ok, ok. Mă, chiar așteptam sincer asta, fraților. Ia să vedem unde sunt ei. Ia să vedem, ok. Din păcate, avem o provocare, deci, da... 10 secunde, 10 secunde trebuie să, nu, de fapt 5 secunde trebuie să sparg blocuri și trebuie să numere unul dintre voi. Bine, hai, 1, 2, no, nu așa, nu așa, nu așa, numere păi secunde. Hai că pierdem timp. Hai. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, v-am spart destul. Bă, într-un fel îmi pare rău că gen teoretic ei n-o să... Mă gândesc că oricum cel mai probabil și eu să aleagă acum să-i sabotez pe ceilalți. Pentru că i-au ales ajutor și mamă, ăștia deja termină, ești nebun. Oh my god, mamă, săracii. E timpul să ajut echipa roșie, dar ideea e următoarea, o să le propun ceva pentru că Cristinel nu știu ce face exact. Băi, ideea e următoarea, trebuie să vă ajut pe voi, dar ideea e că Cristinel nu știu ce face, l-a lăsat pe omul orice singur de ceva timp și ideea e dacă puteți să-i pasați pentru el să-l ajut sau ceva. Gen, bineînțeles, pentru 10 secunde sau ceva, nu știu, gen, îi pun 2-3 chestii. Deci sunteți de acord sau nu? Repede, repede, că se duce timpul. Da, suntem, da. Să avem grijă că poate Cristian ne spionează și fără idei. Nu, 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 e acolo, e blocat în casă, nu știu ce face, a adormit. Ia să vedem. Ok, deci pot să-l ajut pe Cristinel și o să-l ajut. Ok, vă care veni Cristinel, dar nu contează. Provocarea lor este să te ajut, omul orice.
Ah, ok. Ok, deci începem să-l ajutăm. Ia, luăm niște camere. O să punem aici repede niște camere. Pe colegul meu. Ok, punem camere foarte multe, să fie foarte multe camere, pentru că bineînțeles este bază securizată. Perfect, da, camere, așa, camere, așa, perfect, așa. Să fie multe camere pe aici. Ok, ideea e următoarea. În interior aici trebuie să facem, să intrăm frumos și să le facem ceva. Le facem o măsuță, le facem o să dați așa să fie și pe tematică, o masă foarte, foarte mare. Problema e că la ei e foarte întuneric aici, ceea ce înseamnă că avem nevoie de un sea lantern de ăsta. Ia să ne facem așa foarte multe. Ideea e că o să se vadă pe sus, credeți? Nu e bine, nu e bine. Trebuie să facem pe jos, fraților, trebuie să facem pe jos. O să facem exact în felul următor, uite. Facem pe drumul ăsta și încercăm să ajutăm aici. Ia să vedem. Ce ai făcut, Cristian? Ți-ai lăsat cu echipierul? Am adormit. Nabeleaua. A adormit. Ok, facem foarte frumos pe aici, frumos așa, bam. După facem și pe aici multe d-astea. Și o să vreau să facem un model pe lângă ăstea. Ok, și am ajutat aici. Acum trebuie să punem niște scaune, bineînțeles. Să punem niște scaune exact ăstea, tot la fel, să fie pe tematică. Dă-te, bă, la o parte. Doamne, ăsta nu pot să pun de el, uite, știu. Să punem așa, cât un colț, bam. După aici, bam. Și aici, perfect. Perfect. Nici nu știu ce să mai punem, o să încercăm să le punem niște paturi, pentru că trebuie să doarmă și niște paturi. Le punem paturi așa frumos pe aici. Le punem arme, cred că un rifle sau ceva. Ia să vedem, punem rifle. Le punem rifle-uri pe un item frame. Perfect, ia uite cum punem aici. Punem așa, perfect, ia uite. Perfect, și din păcate cam astea au fost. Asta a fost cu timpul de ajutare, așa că gata, o să trebuiască să revin la. Oricum cred că o să revin tot la voi, dar ideea e că mai sunt câteva secunde, adică minute. În câteva minute mai sunt. Doamne, m-au blocat ăștia aici, na. Ok. Nu cred că o să mai ajutăm pe nimeni pentru că mai sunt aproximativ un minut jumate sau ceva, deci cred că o să revenim când se termină timpul, să vedem ce au mai făcut și ei. Și timpul se scurge, o scrie și pe chat. 3, 2, 1, stop! Gata, fiecare, toți, nu mai trebuie să mai construiți, gata, ajunge mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Hai și ne întâlnim aici toți, deci veniți după mine, o să spargem aici niște blocuri, veniți încoa, veniți încoa, veniți încoa, gata, numai gata, luați mâna de acolo, hai încoa, hai încoa. Stați aici, da, cu spatele, nu vă uitați, nu intrați. Așa, veniți și voi aici, veniți și voi, da, cu spatele. Ok, oricum, ideea e că o să începe cu echipa roșie, pentru că voi ați fost primii care ați picat la acea provocare. Așa că, Cristinel, poți intra. O să începem să vizualizăm prima casă, ia să vedem, ia, hai să intrăm. Hai, faceți-ne prezentarea. Cum intrăm în această casă? Ok, deci putem sărim, ușor. Da. Nu prea e securizat aici, dar mă rog. Da. Ok, aici este un scanner. Momo, ești nebun. Și cam înghesuit. Ok, păi da, e casă pentru doi, e casă pentru doi, adică nu e casă de patru, deci e destul de încăpătoare pentru doi, zic eu. Ok, bă, casa asta mi se pare destul de interesantă, pentru că văd că are foarte multe turete, e securizată, adică în temă este clar. Deci în temă e clar, rezultatul o să fie la final, nu o să pot să vă zic acum care cum câștigă runda, dar eu ca securizată se află în temă, deci clar o să aibă șansă la punct. Hai să mergem la următoarea. Acum stai, fii atent, ușa e deschisă? Păi nu contează, mă, asta ce ai, doamne, na, logic, să rămână acolo, acolo, nu mai iese de acolo. Hai, acum Cristinel, vino încoa și prezintă-ne casa ta, haide. Poate, uită. Ia să vedem. Ok, uităm. Deci avem așa, casa, uși aici. Foarte bogată, așa, foarte bogată, foarte securizată. Avem aici un scanner, avem multe straturi de securitate. Venim așa, punem scannerul, ok, intrăm. Da, are sens, are sens. Și aici avem încă un nivel de securitate, o ușă cu cod. Nu o să vă zic codul, într-adevăr. Doar cu omul îl știm. Și intrăm în casă. Mamă. În casă avem multe chestii, mobilier, le facem casa asta, le facem. Băi, nu, bă, gata, fără bully, fără bully. Dacă mai dați bully, vă descalific, gata, fără bully. Nu vă dați cu opinia, doar eu am voie să-mi dau cu opinia. Și ideea este, și casa asta este tot în tematică, pentru că este casă securizată, e full securizată, are garduri, are securitate multă, lavă. Deci în tematică intră, are șansă la punct. Ok, deci putem să facem pixel art, dar ideea următoarea. A doua rundă o să fie barca, ca să mă mai gândesc un pic la a treia rundă. Și în cazul în care găsesc o altă idee, a treia rundă o să fie total altceva diferit, ok? Start, ia să vedem. Cine ia startul bun, ia? Mamă, i-au început puțin cam de vreme, aș putea să, dar n-are sens să-i descalific. Oricum, cum v-am zis, fraților, trebuie să spuneți și voi părerea, gen, cine a câștigat prima rundă după voi? Eu oricum zic că, teoretic, cred că echipa roșie a luat primul punct, adică, până la urmă, nu știu, adică ideea e că baza lor era mult mai complexă, avea mult mai multe chestii, deci clar baza
baza lor a câștigat primul punct. Dacă voi să-ți dau cu echipa albastră, putem să dăm punctul la echipa albastră, dar nu cred, sincer, nu cred. Așa că ia să vedem, sincer, cred că până acum, cam pare că ei vor să facă o corabie cam mică, nu știu, adică mi se pare cam mică, ei cred că vor să o facă mai mare sau ceva. Wow, echipa albastră chiar a progresat, deci chiar vor diamantele. Ideea e că poate să revină, deci chiar poate să revină. Eu zic că clar, gen, până acum pare că echipa albastră câștigă. Depinde ce o să facă ei, pentru că momentan pare ok, dar e timpul să-i ajutăm sau bineînțeles să facem o provocare pentru echipa albastră. Ce alegeți? Ajutor sau provocare la echipa adversă? Ce ziceți? Ce zici? Ajutor. Sabotaj, sabotaj pe cineva. Sabotăm? Okay, da, okay, da. Ok, ok, ok. Ok, bă, ideea e că, gen, încerc să-i ajut să nu-i sabotez prea mult, deci o să-i sabotez în felul următor. O să pun, cred că o să pun blocuri, deci cred că o să pun pur și simplu pun blocuri, atâta. Și nu o să le zic nimic, doar le pun multe blocuri pe aici. Ce, bă, și bă, le punem puține blocuri. Asta e, mamă, săracul. Avem și noi. Așa, gat. Și am pus blocurile. Am pus blocurile. I-am încurcat destul de mult, zic eu, adică mai mult de atâta cred că n-am cum să-i încurc. Gen, deja ei nici nu prea au făcut chestii. Uitați-vă și voi la ăștia. Efectiv, echipa albastră până acum e în avantaj. Și văd că au făcut și în interior, ceea ce, gen, e un plus foarte, foarte mare, părerea mea. Echipa roșie văd că lucrează, cred că la ancoră, cred că aia e ancoră, da, pentru că e un de la care cade în apă, bănuiesc. Și echipa lor, ia să vedem, ce mai fac ei pe aici, ia. Oricum, ideea e că e timpul să-i ajut pe ei sau bineînțeles să facem o provocare. Mă, ei fac chesturi aici. Oh my god, ok, ok, ok. Aici? Unde sunteți, mă? Ok, ce alegeți, provocare sau vă ajut? Provocare. Și cu ce vrei să-i încurc? Poți să alegi dacă, gen, poți să primești sfaturi, dar să spun dacă poți să o fac sau nu. Deci poți să spui tu sau vrei să fac eu ceva de capul meu? TNT-uri. TNT-uri? Da. Na, TNT-ul bubuie mult prea mult, nu TNT, altceva. Deci provocarea rămâne să pun mopi pe barca lor, nu? Mulți. Ok, ok, mă rog, nu pot să pun prea mulți, că ideea e că nu pot să pun prea mulți, deci o să pun, oricum o să pun. Da, și dă-i cu viață multă, gen. Mamă, deci vor să pun Ravager. Mamă, nu e bine, fraților. Opa, mamă, ce să-i pregătesc. O să le pun, cred că, 3 Ravager. 3 Ravager sunt destui. Salut, sper că nu o să vă supărați pe mine. Sper că nu o să vă supărați pe mine. Da, poți să-i bați, nu contează. Ia, și mai punem atunci, mai punem. Dacă ei mai pun încă câțiva. Și provocarea a fost efectuată, ia să vedem. Vreau să pun că asta a fost o creștinel. Da. Doamne, na. Ia uite, mă, Ravagerii, doamne, te se chine să-i bată. Bă, adevăr e că chiar îi trage de timp, adică ideea e că mai au, cred că, mai puține 5 minute sau ceva, pentru că ideea e că încerci să-i las puțin mai mult, e foarte greu să faci, mai ales în 2, adică dacă erau poate echipe de 3, îi lăsam maxim, zice, uite. Unde ești? Aici. Că sunt foarte amuzanți. Ok, am să le transmit. Băi, nu trage cu ochiul, ce faci, alo? Ce faci, mă? Păi de ce trăgeai cu ochiul? Vezi că poate vrei să descalific, ce ai? Deci tu vrei să primești mai puține diamante sau ce? Și timpul pentru ultima provocare, după o să termine runda, așa că o să mergem la ei să vedem ce o să aleagă. Ce ajutați, ajutor sau provocare? Repede. Ultima provocare, apropo. Deci nu putem repeta. Nu puteți repeta, deci alegeți provocare. Da, provocare. Ok, repede, că după provocarea asta se termină, să știți. Să le pui Ender de la goni lor. Nu, nici chiar așa, nu. Nu știu, spargem niște blocuri. Spargele corabia. Ok, puneți-vă repede că după ce termin provocarea o să dau countdown-ul la terminarea probei, ok? Armor stand? Ia uite. Așa armor stand, mă, așa armor stand. Ok, ideea e că o să le sparg niște blocuri, atât, deci le sparg ca să poată să și le pună după înapoi. Pentru că dacă nu o să și le pună înapoi o să fie nașpa, ia uite. Bam, și le-am spart. Sper că observă că gen le-am spart blocuri, că ia ok, au văzut ok. Și o să dăm countdown-ul, mai au un minut maxim, deci probabil că o să termin 6-ul pe ălea. Și o să termine proba. Oricum, până acum pare că, bă, au revenit un pic, dar chestia e că parcă e prea mică corabia lor, adică mi se pare mult prea mică corabia lor. Provocarea a fost efectuată, ceasul ticăie și pare că diamantele nu se duc nicăieri. Ok, și este timpul. 3, 2, 1, stop! Gata, pauză, stop. Acum o să începem cu echipa albastră, pentru că tura trecută am început cu echipa roșie. Adunarea toți aici. Hai, toți aici. Nu vă uitați la ceilalți momentan, Așa. Deci o să începem cu echipa albastră. Hai să începem. Hai, acum trebuie să ne arătați voi ce ați făcut voi aici. Da, ideea că arată barcă, arată corabie mai degrabă. Gen, nu mai adăuga. Numai, băi, alo, ăsta adăugat, ce a făcut, adăugat? A spart aici. Deci ai prezentarea. Omul orice, fă-ne prezentarea la corabia ta. Corabia noastră. Deci?
Deci aici pe aici este avem... camera de cesturi, văd. Da. Ok, interesant, și interesant. Și ce nu știți voi. Așa, mă rog, eu știu, bineînțeles. Avem na. Și o comoră. What? Wow. Mă, ce? Mamă. Ok. Comora lui Cristofor Colomb. Băi, interesant, interesant, chiar interesant, da, sincer. Frate meu. Pare interesant, ok. Și asurcăm, deci atâta au ei până acum. Bă, și-au avut timp destul de mult. Ideea, gen, singura chestie ce mă deranjează la corabia voastră este că ăla e un steag, nu e o pânză, gen. Adică o pânză la corabie nu arată ca un steag. Asta e singura chestie, gen. Dar, and da. Acum da. E timpul să... Uite, avem și bunte, puteți să te aruncăm pe tine mare pe puntea asta. Mamă, ce mare, nu-și pe grezde. Doamne, hai la echipa roșie acum. Ia să vedem aici. Bă, cu anse, puțin cam mică, dar oricum arată, gen, arată parcă. Ăsta e adevărul și chiar au revenit, adică ideea e că punctul ăsta e foarte strâns. Deci ăsta e foarte strâns punctul ăsta, chiar mi se pare extrem de strâns. Gen, nu au prea multe de explicat, au poze, au pus foarte multe chestii, mi se pare foarte interesant. Aici au o ancoră. Dar, mamă, vezi că e tare, ești nebun. Vezi că, gen, fraților, chiar mi se pare tare asta. Gen, doar atâta, nu? Bă, da, e doar atâta, dar ideea e că e foarte complexă. Chiar dacă e mică, e foarte complexă. Deci chiar au fost foarte atenți la detalii, sincer. Da, au pus și ancoră, ei nu au ancoră. Ceea ce e cam nașpa, pentru că trebuie o ancoră la barcă. Ce, astea sunt pânze de depozit sau cum? Păi e pânză de pânza asta, ce teoretic e trasă, da, e strânsă, exact. Așa arată pânza strânsă. Ok, o să curățăm plotul și ultima probă mi-a schimbat părerea și o să fie castel. Deci o să trebuiască și o să aveți timp foarte mult. O să aveți timp destul de mult la castel, să știți pe acum. Deci la castel bine, o să aveți timp destul de mult. Vă gândiți cât curăți eu ploturile și după pur și simplu o să faceți castel, ok? Stai, hai să... Perfect. Și le-am dat un timp mai mare de gândire, au făcut și un mic plan acolo pentru că le-am să facă un plan. Și ideea e că o să începem efectiv acum. Deci o să scriem, începem în 3... 2, 1, start. Să înceapă construiala. Asta e ultima rundă. Deci, efectiv, acum o să fie runda care decide cel mai probabil. Pentru că eu, sincer, sunt în momentul de față cam la egalitate. Și cred că și voi sunteți de acord cu mine. Adică, prima probă, pe departe, au câștigat-o echipa roșie. Și a doua probă, sincer, chiar au meritat echipa albastră. Adică, chiar au făcut chestii foarte interesante acolo. Proba asta clar va dura mai mult și nu știu dacă are sens să-i ajut, dar o să facem doar provocări și a durat destul de mult. Adică, deja cred că de vreo 10 minute construiesc. Eu zic că arată ca lumea. Uitați-vă castelul lor, castelul lor. Și este timpul. Mi se pare că ultimii au fost ei cei care au făcut provocarea, dacă nu mă înșel. Așa că o să vorbim cu cei de la echipa albastră. Ce alege, să le facem o provocare sau să vă ajut pe voi? Dar de fapt nu, doar o provocare, fără ajutat. Că nu vă ajut o aici. Provocare. Ce provocare să le fac? Zi repede. Ca să nu vă trag prea mult din timp, că timpul e limitat. Ce? Tu să zici pe acolo cu niște blocuri. Ok. Stai, ce? Deci să sparg niște blocuri, asta e provocarea lor. Să sparg efectiv de pe aici, de unde a început. Ia să ne spargem pe aici niște blocuri. Mamă, cred că am spart cam prea multe chestii. Da, oh my god. Credeam că ești Andrei. Bă, îmi pare rău, sincer, dar asta e provocarea, n-am ce să fac. Oricum, bă, arată castel, adică au turnuri și acolo au o încăpere mare, gen. Și la ei totuși, vedeți că e la fel de bine, adică și ei au turnuri, dar se mișcă puțin ca în greu, nu știu ce vor să facă aici, adică... Părerea mea, cred că, gen, vor să facă un pod, cel mai probabil, dar mai degrabă ar fi trebuit să se focuseze pe ăsta, părerea mea, și după pe pod, nu știu ce să zic. Mai sunt câteva minute rămase și de aici că m-am gândit o provocare de fiecare. Deci o să merg, dar momentan nu, pentru că deja a fost provocarea cât de curând. Ideea că ei deja văd că își fac acolo, mama, deci ăla o să fie un dita mai turn din câteva. Dar mă gândesc că gen turnurile astea nu sunt legate de chestia din centru. La aici nu știu ce face Crisnel, adică Crisnel a turat maxim cu pistoanele astea pentru că... N-are niciun sens, nu știu, gen, ce vrea să facă. Vrea să facă un pod, mi-am dat seama, dar putea să facă mult mai mic. Dar ideea e că, din păcate, omul este cam singur. Nu prea poate să facă singur tot castelul ăsta. Nu știu ce să zic, dar habar n-am, nu știu, gen. Văd că ei deja au terminat aproape. Deci uitați-vă și voi la ei. Până acum, deja doar acoperișul trebuie să-l mai facă și e gata totul. Deci mi se pare incredibil cum ei chiar au făcut în foarte scurt timp, dar pentru că Crisnel a turat aici maxim, nu știu ce să zic. Deja chiar arată ce trebuie oriunde mă uit. Oricum, ideea este că e timpul pentru ultimele provocări. O să mă duc la ei și o să mă duc și la cealaltă echipă. Xandrei, care e ultima ta provocare pentru echipa adversă? Ce vrei să le fac? Ștefan, vino cu repede provocare, repede! Nu știu, pot tot să-i distrug ceva sau cea? Pot să sparg, da, o să sparg, ok? Ia și să vedem aici, merge la omul orice, repede provocare, orice provocare, zi repede, ultima provocare! Pune lavă! Ok,
Deci, trebuie să punem acolo lavă și lor să le spargem, dar o să mai stau un pic, o să le spargem după și o să le pun lavă aproape de final, ca să fie gen aproape, gen 100% la limită, atunci când o să trebuiască să fie finalul. Dar problema e că iară Crisnel nu știu ce se tot chinuie la podul ăla, e timpul de provocare, mai au foarte puține minute la dispoziție, undeva pe la 3 minute, deci lor trebuie să le sparg blocuri și lor trebuie să le pun lavă. O să încep să le pun lor lavă în principal, pentru că asta e provocarea puțin mai dificilă. Ia să deci o să le pun lavă aici deasupra, o să le pun o lavă de aici deasupra și încă o lavă de pe ăsta aici. Perfect, le-am pus 3 bucăți de lavă. Nu o să-și dea seama probabil, o să vadă destul de târziu, dar asta e ideea, că le-am pus 3 bucăți de lavă. Și la fel și lor o să le sparg câteva blocuri, nu o să le sparg prea multe. Și cred că o să le sparg exact de aici, dinăuntru. Spargem câteva așa, bam, bam, bam. Și asta a fost ultima provocare. Ideea e că e deja observat că cade lavă. Ei deja și-au astupat alea, deci cam asta a fost cu provocarea. Urmează ca în câteva zeci de secunde să se termine această rundă, pentru că sincer chiar deja durează de foarte, foarte mult timp. Și din păcate la ea a fost un mare troll din partea lui Crisnel, dar din păcate na, adică oricum și locul 2 o să primească diamante, asta n-am zis-o. 3 2 1 stop. Din păcate asta a fost, au fost foarte multe minute, le-am dat și în plus. Deci asta a fost adunarea la perete aici, adunarea la perete, la perete aici, hai de repede, 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 o să spargem pe partea asta și veniți încoa, veniți încoa, ideea e următoarea. Nu, au pus lavă. Veniți încoa, veniți încoa, veniți încoa, veniți încoa. Am pierdut, am pierdut. Da, din păcate cred că au pierdut. Da, da, ideea e următoarea, da, eu știu ce s-a întâmplat și la echipa adversă și la voi, dar hai să începem prin echipa roșie, hai, hai să începem cu echipa roșie, vină încoa. Hai să vedem, oricum știu ce au făcut ei, adică am văzut în mare parte. Asta spune tu ce, cred că e fix la ce m-am gândit eu. Da, o ușă. Deci asta e o ușă, e tare, e tare, chiar e tare, chiar e tare. Aici văd ca o mică cabană de asta în care stau oameni, mamă, vedeți că gen chiar aici tare, bă. Bă, da, arată, arată tare, chiar arată tare, sincer. Ia să vedem și aici înăuntru, mamă. Mamă, vedeți că gen chiar arată tare rău de tot, ești nebun. Și aici stau regii, bănuiesc, adică ei doi. Ok, ok, bă, da, e tare, chiar e tare, sincer. Deci asta e destul de bună. Și ai și la echipa albastră, haideți repede și la echipa albastră. Cred că gen știm că au pierdut, pentru că Crisnel, nu înțeleg și am și spus să nu se mai chinuie la un pod. Deci, uite pentru ce s-a chinuit el, pentru ce a dat el, pentru ce a aruncat el diamante. Fii atent, uite și tu la el. Na. Na, wow. Nici măcar nu merge, s-a chinuit total la iurea. Da, adică ideea e că la ei nu e nimic, adică e doar castelul aproape făcut, mai mult de atâta nu e. Da, și gen eu încercam să fac castelul de un singur când încerca să facă podul. Da, i-am și spus să nu-l facă, Crisnel a dat mare throw. Eu aveam o idee foarte bună. Aia e oricum, chiar sincer, avem o idee bună. Am văzut că puteai să câștigi, adică puteai să faci singur efectiv asta, dar ideea e următoarea. Bine puțin, Alexandrei. Ideea e următoarea, nu, gata, gata, gata cu vorbeași cu astea, ne întâlnim înapoi în oraș și o să spun câștigătorii, ok, mă rog, adică deja cred că știm cum, care-i treaba, dar o să mergem în oraș, perfect, și, da, ideea e următoarea, adică este destul de clar că voi, echipa albastră, ați luat locul 2, doar din simplul fapt că în ultima probă ați luat maxim, scorul a fost 2-1 la sfârșit pentru ei. Da, mă rog, Crisnel a trolat maxim. Deci, diamantele sunt în felul următor. Andrei, veniți încoa și Ștefan, veniți încoa. Da. Veniți încoa. Deci, unul luați ăstea. Și de participare unul luați ăstea. Da, da, se dă și de locul 2, se dă și de locul 2. Cât perfect. Ia, îi dăm pac și pac și pentru celălalt. 31, bun, bun. Oricum, e foarte bun și pentru locul 2. Mulțumesc de participare și sper că v-ați distrat.